Este timpul să vopsim macheta Dacia 1300, primul element, capota în culoarea galbenă pe care voi ați votat-o. Avem și lacul lucios, avem decapantul, avem suportul în care vom fixa toate reperele de vopsit. Avem San Pellegrino, avem tot ce ne trebuie, mai puțin pistolul de pulverizare și primerul special conceput pentru Zamac, materialul din care este confecționată Dacia 1300 machetă și pe care o să mergem să le cumpărăm chiar acum, dar nu înainte de a pune decapantul în acțiune ca să îndepărtăm culoarea asta roșie. Acest episod este sponsorizat de colecții.libertatea.ro. Ei îmi trimit de fiecare dată revistele pentru ca noi să ne bucurăm de cele mai frumoase episoade aici pe Jaculta. Le mulțumesc din suflet! Oh yeah! Uite așa un drum de aproximativ 30 de minute cu mașina, l-am făcut cred că în 5-6 minute, ceva de genul. Este absolut o nebunie. Rolling, 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 yeah. Rolling, 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 yeah. Și cam așa se întâmplă un drum de o oră în doar 20 de minute. Și acum hai să ne întoarcem la capota noastră. După cum se vede, vopseaua încă este acolo. A început să facă bule doar pe margini. A sărit vopseaua. Asta înseamnă că trebuie să mai așteptăm. Decapantul pare că nu și-a făcut treaba până la final. Ideea e că se ia destul de ușor, dar trebuie răzuit. Este aproape gata. În final, cam așa ar trebui să arate. Nu vă recomand însă să faceți această treabă în casă, ci undeva afară, în curte sau într-un atelier. Mai avem puțin de lucrat. După cum vedeți, avem vopsea rămasă. O soluție ar fi să mai punem niște decapant sau să facem ceea ce urmează să facem acum. Probabil v-ați dat seama până în acest moment că acest proiect nu este pentru copii în niciun caz și nu este nici pentru adulți dacă n-au mai făcut chestia asta niciodată. Așa că dacă vă apucați și n-ați mai făcut niciodată, s-ar putea să nu vă iasă exact ce trebuie, dar învățați, cel puțin o să învățați. Cam asta trebuie să aveți. Adică o capotă perfectă, fără niciun fel de urmă de vopsea și fără probleme, să zic așa, de nivelări, habar n-am, zgârieturi. Trebuie să fie ceva super, super fin și frumos. Acum că avem capota gata de vopsit, vom monta cadrul de rigidizare al capotei, care este din plastic. Acesta nu avem cum să-i scoatem vopseaua de pe el sau ceva, el este din plastic roșu. Îl vom monta frumos pe capotă,
vom înșuruba toate șuruberele care trebuie să le înșurubăm, șuruburi AM, cele mai micuțe. După care, după ce terminăm de înfiletat toate șuruburile, putem să aplicăm și stratul de vopsea, primer și după aia vopsea. Urmează să montăm balamalele cu șuruburi CM, câte două șuruburi CM pentru fiecare balama. În acest moment, montajul capotei este terminat. Cadru de rigidizare, balamale, suport tijă atunci când umbli la motor și încuietoarea capotei. Mai avem această parte, element cromat, care o să vină montat foarte, foarte frumos aici, ca o ramă a capotei în față, numai că o vom monta după ce vopsim capota. Dăm câteva jeturi de control. Ok, și să-i dăm drumul la treabă. Lumina nu este tocmai corectă, pare să fie un verde acid, dar nu este, este exact galbenul care trebuie. Sincer vă spun, a ieșit de 5 ori mai bine decât fi așteptat să iasă. A ieșit exact ce trebuie, lucios, frumos, fără impurități, fără tot uniform, exact cum trebuie. Nu am mare experiență, este a patra oară când fac chestia asta, dar sunt super, super mulțumit. Deci dacă toate reperele de pe Dacia 1300 vor ieși așa, ai de capul meu, deci... O pun în vitrină și o izolez acolo, nu mai atinge nimeni vreodată în toată viața ei. E absolut senzație și e exact galbenul care trebuie. Este exact galbenul care trebuie. Nu cred că poate să facă pe video dreptate, da? O cameră nu cred că poate să capteze exact așa cum ar trebui să capteze ca și ochiul uman. Dar este exact galbenul care trebuie. Exact galbenul care trebuie, așa cum erau daciile, da? Wow! Deci nu-mi vine să cred, pur și simplu. Nu-mi vine să cred cât de bine a ieșit. Da, este un proiect foarte, foarte tare. Foarte, foarte tare. Mă bucur mult de tot că sunteți aici cu mine. Mă bucur că realizăm aceste videouri. Mulțumesc colecții.libertatea.ro pentru că mi-a dat șansa să... mă apuc de așa ceva din nou și wow, dați un comentarii, vreau să văd comentarii multe, ce părere aveți și mai ales dacă aveți canale de YouTube unde prezentați Dacia 1300, să le vedem și să le prezentăm pe toate. Wow, da, deci cam asta este, sunt super mulțumit, da? Super mulțumit, uitați. Nu e nicio diferență, deci nu e absolut nicio diferență față de cum era atunci când era roșie, da? Deci nicio diferență. S-a schimbat total. Îmi vine să o pup. Wow. Deci e fenomenal, e perfect, perfect. Vă mulțumesc mult! Până data viitoare, țineți motoarele turate! colecții.libertatea.ro pentru macheta Dacia. Și ne vedem curând la un nou episod Jaculta. V-am pupat! Huhuhua!